Dimineața aceasta aș vrea să vorbesc despre suferințele tuturor celor care slujim pe Domnul. Și aș vrea să vedem de ce enumeră Pavel, Apostolul Pavel aici, suferințele prin care a trecut și mai ales de ce spune chiar la început, vorbesc ca un ieșit din minți. Și prin ce trecem și prin ce ar trebui să trecem noi ca și slujitori ai Domnului, ca oameni care vrem să-L slujim pe Domnul. Și vreau să vorbesc în dimineața aceasta despre suferinți și suferință cauzată de ascultarea poruncii Domnului, de trăire în sfințenie și în ascultare de Domnul. Nu orice fel de suferință, pentru că dacă ne ducem în afară și am fost în parc și am întrebat oamenii care sunt problemele lor, toți oamenii au probleme, toți oamenii trec prin greutăți, mai mari sau mai mici. Și știu, am auzit de oameni care, bătrâni fiind, doi frați se certau și s-au certat toată viața și s-au judecat toată viața pentru o palmă de pământ. Nu se înțelegeau cum să o împartă. Și de curând am citit despre, iarăși, un bătrân care spunea că cea mai mare dorință a lui este să aibă și el o lună de liniște, pentru că locuia lângă un parc de copii și vrea să fie desfințat parcul ăla ca să aibă și el o lună de liniște. Asta era cea mai mare suferință a lui. În condițiile în care s-a dovedit că bătrânii puși alături de copii sunt reîntineriți, sunt încurajați, sunt revitalizați. Și chiar s-au făcut experimente în care a fost pusă o grădiniță în același loc cu un cămin de bătrâni. Și a fost extraordinar. Bătrânii lor le plăcea să se joace cu copiii și copiii se bucurau de atenția bătrânilor. Și era o bucurie și bătrânii au trăit mai mult în asemenea condiții. Dar omul acela avea cea mai mare suferință a lui că auzea gălăgia și vrea și el să aibă liniște. Deci nu vorbim despre astfel de suferinți. Sunt oameni care s-au certat toată viața cu rudele lor, părinți cu copii, copii cu părinți, frați cu surori, frați cu frați, așa mai departe, și au avut o suferință lungă. Nu, ci vorbim aici despre suferința produsă în urma ascultării cuvântului lui Dumnezeu și faptului că vestim cuvântul Domnului, că încercăm să fim oameni sfinți într-o societate imorală, depravată, decăzută, păcătoasă. Și oamenii ne urăsc pentru că l-au urât și pe Domnul Iisus Hristos. Și oamenii nu vor să audă de cuvântul lui Dumnezeu. Și oamenii nu vor să audă de Domnul Iisus Hristos Mântuitorul. Pentru că ei vor să audă doar ceea ce le place urechilor lor. Cum să trăiască mai mult în plăceri de o clipă, plăceri carnale, plăceri lumești. Și ei fiind în întuneric, îl urăsc pe Domnul Iisus Hristos, urăsc cuvântul Său. Și noi, dacă trăim după cuvântul lui Dumnezeu, așa cum Domnul Iisus ne-a spus, ne urăsc și pe noi. Cu siguranță știm că acum aproape 2000 de ani au trăit cei doi oameni, unul fiind împăratul Imperiului Roman, Nero, 37-68, iar celălalt apostolul Pavel, ale cărui cuvinte inspirate de Duhul Sfânt le-am citit în aceste versete. Și aș vrea să facem o comparație între acești doi oameni. Ei au fost contemporani o bună perioadă de timp, dar desigur că în elita Imperiului Roman, în mediile înalte, între demnitari, între prinți, între regi, între judecători, între generale ai armatei, nimeni nu știa cine este Apostolul Pavel, dar toți îl slăveau pe Nero. Toți îl slăveau pe Nero, care era cel mai puternic om de pe pământ, împăratul celui mai puternic imperiu de pe pământ. Poziția lui este echivalentă astăzi cu poziția președintelui Americii.
Cine nu vrea să facă o poză cu președintele Americii? Și foarte greu. Chiar și președintele României ar vrea să facă o poză cu președintele Americii. Și când se întâlnesc la un congres, nu pregetă să se ducă, să dea mâna cu el, să vorbească cu el. Este o mare onoare dacă este invitat la Casa Albă, la Washington. Și o și mai mare onoare dacă președintele Americii acceptă să vină aici, în țara noastră. Dar în același timp, sunt pe pământul acesta atâția și atâția oameni care slujesc pe Dumnezeu până la capăt și trec prin suferințe pentru a vesti cuvântul lui Dumnezeu, pentru a vesti Evanghelia, pentru a fi o lumină și o sare pe pământul acesta. Și nimeni nu vorbește de ei, așa cum nimeni nu vorbea de Apostolul Pavel, decât foarte puțini oameni în Imperiul Roman, cei care ajunseseră să-l cunoască. Lumea era fascinată de Nero. Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus, după numele lui complet pe care și-l dăduse. Nero era un erou, era un om excentric, așa era considerat. Era căsătorit cu Sabina Popea, cea de-a doua nevastă a lui, despre care se spunea că era foarte frumoasă și pentru a-și menține frumusețea, pielea catifelată, pentru a ține bolile deoparte, făcea baie în fiecare zi în lapte de măgărițe, avea 400 de măgărițe în graj doar pentru laptele de baie. Și la 25 de ani, Nero s-a declarat că este zeu și a comandat o uriașă statuie a sa. La polul celălalt, Apostolul Pavel, conform unei descrieri din primul secol, chiar dacă era un cetățean roman care era o mare onoare, chiar dacă era învățat evreu la picioarele lui Gamaliel și fariseu din cea mai îngustă partidă a fariseilor, totuși el n-avea nimic la înfățișare care să atragă privirile în mod pozitiv, care să atragă o vorbire de bine, care să atragă exclamație, ci era mic, de statură, cu picioarele strâmbe, cu un corp bine făcut, îndesat, cu sprâncenele mari și nasul mare, așa cum ni se spune din tradiție. N-avea o înfățișare care să atragă. Dimpotrivă, era cu spatele brăzdat de bice și de nuiele pe care le-a primit de atâtea ori. Probabil că avea atâtea lovituri de la pietrele cu care a fost împroșcat. Era un om care trecuse prin atâtea încercări, greutăți, necazuri și cu siguranță nu atrăgea cu nimic privirile, ci corpul lui purta urmele tuturor suferințelor pe care le-a dus de-a lungul timpului. Un om bătut, băgat în temniță, de atâtea ori, aproape de moarte de atâtea ori, care a călătorit prin frig, foamete, primejdii, naufragii, pentru a vesti Evanghelia. Dar el este un adevărat exemplu de sacrificiu și de slujire, pentru că el a dat tot la o parte pentru a sluji pe Domnul Iisus Hristos. A lăsat în urmă, a renunțat la poziția lui socială, la poziția de care se putea bucura și din faptul că era cetățean roman și din faptul că era fariseu și din faptul că era un mare învățat, și a decis să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos până la capăt, în ciuda tuturor acestor suferințe. El este un adevărat exemplu de sacrificiu și de slujire până la capăt. Și El vorbește aici corintenilor. Corintul, un oraș aflat pe un istm, o bucată de 6 km lățime, care unea continentul de peninsula Peloponez sau Ahaia. În dreapta vedem canalul Corint, care a fost săpat acum de curând, aproape de noi. Pe vremea aceea nu exista acest canal și totuși corăbiilor le era foarte greu să ocolească întreaga peninsulă Peloponez, dura mult timp și nu doar că dura mult timp, dar
erau vânturi foarte puternice, împotrivitoare, care puneau în primejdie. În primejdie corăbile și întreg echipajul. Și de aceea corăbile veneau în Corint și erau trase pe un drum de marmură de către sclavi. Drumul acesta era uns cu un de lemn, cu ulei de măsline, pe niște cilindri din lemn, unși la rândul lor cu ulei de măsline și erau trase corăbile acestea de pe o parte a alta a ismului. Și această operațiune durea vreo 3 zile, descărcau corabia, o trăgeau goală, apoi o încărcau la loc. Și în timpul acesta tot echipajul petrecea în Corint. Tot echipajul petrecea acolo, își cheltuia banii, se bucura, se duceau la diferite spectacole, la hoteluri, la restaurante și așa mai departe. Și astfel Corintul a devenit un mare centru comercial și cultural și cel mai important și bogat oraș al Greciei. Și chiar exista pe vremea aceea expresia trai de corintean, care însemna că nu faci nimic, nu faci nimic și ești bogat, ai de toate. Dacă aveai o mică afacere, dacă aveai o cameră de închiriat, o duceai bine și nu mai aveai niciun stres. Și în Corint, odată cu bogăția, odată cu această lipsă de grijuri aparentă, s-a infiltrat idolatria, o idolatrie extraordinară de mare. Acolo existau templul lui Apollo și aceasta este o recreare a templului lui Apollo, iar sus, pe înălțimea Acropolis, era templul Afroditei, zeița iubirii. Și acolo practicau prostituția 1000 de preotese ca parte a ritualului păgân, idolatru, imoral, incredibil de păcătos, de închinare la această zeiță. Și Corintul era un oraș al viciului despre care ne vorbește și Apostolul Pavel în aceste epistole, viciu care chiar de care nu puteau să scape nici unii dintre cei din biserica din Corint. Biserica din Corint care cu greu ar putea fi numită biserică. Pavel a venit la Corint din Atena, așa cum citim în Fapte 18, 9 cu 10, și probabil că el a văzut atâta idolatrie, atâta imoralitate, atâta depravare, încât probabil că avea gânduri conflictuale și nu știa cum să procedeze. Probabil că era nesigur de ce să facă și de aceea îi se arată Domnul într-o vedenie, într-un vis, noaptea și îi spune: nu te teme, nu te teme, ci vorbește și nu tăcea, căci eu sunt cu tine și nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ți facă rău. Vorbește, fiindcă am mult norod în această cetate. Și a rămas aici un an și jumătate și învăța printre corintenii cuvântul lui Dumnezeu, încurajat de această vedenie a Domnului. Și așa cum spuneam, în biserica din Corint încă se luptau cu anumite păcate. Prima epistolă este scrisă din Efes, a doua epistolă din Filipii sau Tesalonic și existau mai multe amenințări asupra lucrării din Corint și de aceea scrie Pavel această a doua epistolă către corinteni. Duhul înțelepciunii lumești se considera un mare centru cultural, un centru în care erau înțelepții lumii Greciei la Corint și la Atena și această înțelepciune lumească, această filozofie, și știm de atâția filozofi greci care spuneau o filozofie care este o nebunie înaintea lui Dumnezeu, așa cum înțelepciunea lui Dumnezeu este nebunie înaintea oamenilor. Și această înțelepciune încă făcea ravagii în biserica din Corint, această înțelepciune lumească, drăcească, păgână. Viața imorală a corintenilor de asemenea îi afecta influența învățătorilor falși, despre care Apostolul Pavel spune
aici. Și chiar în versetul 13 spune: oamenii aceștia sunt niște apostoli mincinoși, niște lucrători înșelători, care se prefac în apostoli ai lui Hristos. Și toate acestea afectau foarte mult biserica din Corint, de aceea apostolul Pavel scrie această a doua epistolă fraților din Corint și în special adresează această problemă a învățătorilor mincinoși care aduceau critici lui Pavel. Critici în mai multe domenii. În primul rând că este laș în fața prigoanei, că fuge de suferință, că n-are curaj, că nu era evreu adevărat. Și de aceea el spune în versetul 22: sunt ei evrei și eu sunt. Sunt ei israeliți și eu sunt. Sunt ei sămânța lui Avram și eu sunt. Și adresează aceste critici care erau aduse. Simplitate, lipsă de elocvență în vorbire. Apostolul Pavel scrie epistole atât de complexe, atât de greu de descifrat, trebuie atât de mult studiu ca să înțelegem în profunzime mesajul pe care îl transmite și chiar Apostolul Petru spune despre Pavel că vorbește într-un limbaj complex, complicat și iată că el era acuzat că atunci când era în persoană vorbește simplu, că n-are elocvență, că n-are pregătire. Lipsă de personalitate, că n-are personalitate. Plăcerea de a se muta din loc în loc, el călătorește, că el nu stă, nu se așează și el într-un loc, ci tot timpul este pe drum. Și chiar probleme de sănătate mentală, pentru că avea anumite experiențe în duhul și ei spun, nu mai este complet sănătos la mansardă, cum se zice. Și Pavel se apără, deși n-ar fi vrut să fie nevoie. Așa cum ne spune în 2 Corinteni 11 cu 18, în 2 Corinteni 12 cu 11, am ajuns nebun, voi m-ați silit, dar voi trebuia să mă lăudați, căci măcar că nu sunt nimic, totuși cu nimic n-am fost mai prejos de acești apostoli așa de minunați. Și astfel ajungem la acest paragraf în care el, silit de aceste lucruri care erau spuse împotriva lui, de faptul că fuge de suferință, de faptul că este laș, că n-are curaj să înfrunte prigoana, să înfrunte necazurile, el le amintește câte lucruri a suferit de-a lungul lucrării sale de până atunci și urma să sufere mult mai mult de atunci înainte. Și în primul rând aș vrea să vedem în dimineața aceasta din aceste versete că slujitorul Domnului trăiește pentru Hristos. Pavel era un lucrător neobosit pentru Domnul. În Filipeni 1:21 ne spune căci pentru mine a trăi este Hristos. Pentru mine a trăi este Hristos. Pentru mine a trăi înseamnă să fac voia Domnului, înseamnă să fiu plăcut Domnului meu, Iisus Hristos, înseamnă să duc mai departe Evanghelia Domnului meu, Iisus Hristos, înseamnă să trăiesc pentru El, înseamnă să spun cuvântul Său, înseamnă să-L laud, să slăvesc pe El prin tot ceea ce fac, înseamnă să-L slujesc pe El prin tot ceea ce sunt. Iar a muri este un câștig. De ce un câștig? Pentru că mă duc la Domnul. Pentru că scap de suferințele de pe pământul acesta, de toate aceste necazuri pe care le-a amintit el, de viața aceasta grea, plină de suferință. Și mă duc la Domnul meu, acolo unde nu va mai fi boală, acolo unde nu va mai fi suferință, acolo unde nu va mai fi răutate, acolo unde toți copiii Domnului ne vom bucura împreună cu Domnul, în veșnicie, o veșnicie, în ceruri, în slava Tatălui. Amin, aleluia! Aceasta aștepta apostolul Pavel, dar până atunci
El îl slujea pe Hristos. Și aș vrea să-mi fie o încurajare și pentru dumneavoastră în dimineața aceasta. Poate trecem prin suferință, poate trecem prin greutăți și știu că sunt mulți aici care trec prin suferințe și prin greutăți, prin necazuri, prin prigoniri. Pentru numele Domnului Iisus Hristos, care suferă acasă, la serviciu, în familia extinsă, între prieteni și au parte de tot felul de suferințe. Și vreau să vă încurajez că avem o casă pregătită sus în ceruri. Domnul Iisus Hristos va veni să ne ia pe norii cerului. Și dacă nu vom prinde ziua aceea în care El va veni, cu siguranță vom ajunge la El sus în cer. Și acolo El ne va spune, vino rob bun și credincios, ca să te bucuri o veșnicie de ceea ce ți-am pregătit, de casa din ceruri, de moștenirea din ceruri, de slava Tatălui și de tot ce se află acolo, în bogăția pe care o vom vedea în cer. Iar în Galateni 2:20 ni se spune, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Nu mai trăiesc eu, amin. Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi să spunem lucrul acesta, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Amin, așa să ne ajute Dumnezeu. Și viața pe care o trăiesc eu, acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Noi suntem copiii lui Dumnezeu și suntem ucenicii săi aici pe pământ. Noi suntem martori a ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos în viața noastră și în viața celor din jurul nostru, în viața celor din biserica noastră, în viața fraților și surorilor noștri. Și îl mărturisim pe Domnul Iisus Hristos. Nu mai trăim noi, nu mai trăim pentru noi. Nu mai trăim pentru trupul acesta, nu mai trăim pentru lucrurile acestea materiale lumești, pentru că știm că toate acestea vor dispărea și nu vom lua nimic cu noi în ceruri. Ci trăim pentru a-L sluji pe Domnul nostru Iisus Hristos, pentru a face voia sa, pentru a-L mărturisi pe El, pentru a-L mărturisi pe El prin vorbele noastre, prin viața noastră, prin ceea ce trăim noi, prin ceea ce facem noi, în fața tuturor celor care nu-L cunosc. Apostol Pavel suferea orice necaz și încercare și suferea cu bucurie, așa cum vom vedea. Când era închis, se ruga, cânta și scria scrisori. Călătorea neîncetat pentru a vesti Evanghelia în ciuda tuturor problemelor, necazurilor pe care le înfrunta în călătoriile sale. Înfrunta învățătorii mincinoși, împlinea mandatul creștinului din Matei 18:28-19:20, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin. Domnul nostru Iisus Hristos ne dă un mandat și ne promite în același timp că El este cu noi. Că El este cu noi. Și îmi place atât de mult că El atunci, acum 2000 de ani, n-a spus, eu voi fi cu voi. Ci a spus, eu sunt cu voi. Pentru că El este ieri, azi și în veci, în veșnicie. Și El este cu fiecare generație de credincioși. Cele care au fost, cele care sunt astăzi, cele care vor mai fi. El este. Este cu noi. Și ne încurajează, ne îmbărbătează, ne echipează. Și această trimitere, acest mandat, este valabil și astăzi. Este valabil și astăzi. Pentru fiecare dintre noi. Suntem noi oameni pământești sau noi suntem oameni cerești? Depinde pentru ce trăim. Depinde pentru ce trăim. Domnul Iisus spune acolo unde este comoara noastră, acolo este și inima noastră. Unde este comoara noastră? Este aici pe pământ? Muncim pentru ceea ce avem aici pe pământ sau muncim pentru ceea ce vom avea în ceruri? Pentru ceea ce muncim,
asta arată unde este inima noastră, pentru că unde este comoara, acolo este inima noastră. Îmi place foarte mult o carte despre misionari care suferă și astăzi pentru Domnul, Omul Ceresc, povestea fratelui Yun din China. El a vizitat și România, nu l-am ascultat live, n-am avut această ocazie, dar mi-a plăcut foarte mult cartea aceasta care prezintă toate suferințele acestui om din China în cadrul bisericilor underground sau subterane de acolo. Când oamenii de acolo se adună noaptea pentru a nu fi prinși, ziua muncesc pentru a reuși să aibă ce să mănânce și noaptea se adună pentru a nu fi prinși, călătoresc zeci, sute, mii de kilometri chiar pentru a vesti cuvântul lui Dumnezeu, pentru a face lucrare, și povestea la un moment dat că s-au adunat tot așa noaptea într-un hambar și aveau slujbă, aveau părtășie, se rugau, cântau și poliția cumva a auzit de această strângere și a venit la ei să-i prindă. Cineva a dat alarma, a zis vine poliția, toți au fugit, care încotro, dar un frate era atât de obosit pentru că, așa cum spuneam, ziua muncea și noaptea aveau părtășie, încât n-a mai putut și s-a dus să doarmă în lanul de grâu înainte să știe că vine poliția. Și când a venit poliția, n-a mai găsit pe nimeni strâns acolo, dar fratele acesta dormea de-a binelea în lanul de grâu și sfuraia atât de tare încât nu le-a fost greu polițiștilor să-l găsească. Și l-au luat și l-au dus la închisoare. Dar și fratele acesta a petrecut atâtea încercări în închisoare. Slujitorul Domnului este întărit prin încercări. Este un al doilea lucru pe care îl învățăm din versetele acestea în dimineața aceasta. Pentru că sunt atât de mulți oameni care au renunțat la tot, așa cum a făcut Apostolul Pavel, pentru a-L sluji pe Dumnezeu, pentru a vesti cuvântul Său, pentru a trăi complet doar în misiune. Și mi-amintesc de fratele Daniel Olteanu, care trăiește într-o casă atât de sărăcăcioasă, un om care a făcut doctoratul în chimie și a luat toate examenele, mai trebuia doar să-și prezinte lucrarea când Domnul a lucrat în viața lui și era la doctorat în chimie undeva în Olanda și Domnul i-a spus să meargă în misiune și s-a dus și acum trăiește într-o casă sărăcăcioasă din nordul Indiei, din munții Himalaya. Dacă îl vedeți acolo, este ca un om al străzii, cu niște pantaloni vechi, murdari, o cămașă veche, niște papuci de aceștia de plastic, ieftini, și se duce în fiecare zi, de dimineața până seara târziu. Se trezește la 5 dimineața, se roagă o oră, două, și apoi se duce în lucrare până seara târziu ca să vestească cuvântul Domnului. Are grijă de atât de mulți copii. Jolt Nagy, misionar român din județul Sălaj, plecat să vestească Evanghelia triburilor de junglă din Peru, care a lăsat acasă o carieră strălucită pentru a-L sluji pe Domnul. Și înfrunt acolo pericole, pe drumuri, în junglă, pe râuri, pericole cauzate de animale, pericole cauzate de oameni, de tâlhari, de oamenii din junglă care vor să le facă rău albilor. Și îmi amintesc de fratele Richard Wurmbrand, care a suferit atât de mult în închisoare. A stat peste 15 ani, mulți ani în carceră. Și după ce a fost eliberat, prima eliberare, el mergea pe câmp ducându-se acasă, n-avea bani de bilet, de autobuz, bucurându-se de verdeață, de copaci, de flori, nu le mai văzuse de atâția ani, nu văzuse nici măcar cerul, nici măcar soarele de atâția ani. Și la un dat a văzut un suflet și a vestit Evanghelia, s-a oprit acolo.
Era nerăbdător să ajungă acasă la soția lui Sabina. Nu știa dacă mai trăiește. Comuniștii îl mințeau în închisoare. Spuneau că s-a ales praful de soția lui, de copii și nu știa dacă mai trăiesc. Dar a văzut sufletul acela și a vestit Evanghelia. Pentru că asta era scopul său principal în viață, ca să îl slujească pe Domnul. Iată oameni care cu adevărat arată că trăiesc pentru Hristos, că nu mai trăiesc ei, au fost răstigniți, nu mai trăiesc ei, ci Hristos trăiește în ei. Domnul să ne ajute și pe noi să trăim în fiecare zi pentru Iisus Hristos, să îl vestim, să facem voia sa, să fim slujitori, mesageri, ucenici, martori ai săi în fiecare zi. Amin. Slujitorul Domnului este întărit prin încercări, pentru că lumea ne urăște, așa cum spuneam, pentru că l-a urât pe Domnul Iisus Hristos. Și El ne spune, slujitorul nu este mai mare decât stăpânul său. În Ioan 15, Domnul Iisus ne spune, dacă vă urăște lumea, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei. Dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea. Aduceți-vă aminte de vorba pe care v-am spus-o, robul nu este mai mare decât stăpânul său. Dacă m-au prigonit pe mine, și pe voi vă vor prigoni. Dacă au păzit cuvântul meu, și pe al vostru îl vor păzi. Cu siguranță lumea ne va urâ și pe noi și ne urăște și pe noi pentru că l-a urât pe Domnul Iisus Hristos și ne urăște și pe noi atunci când le spunem Evanghelia, atunci când încercăm să trăim o viață aproape de Domnul, în ascultare de El, în sfințenie. Și de multe ori, probabil că ne este greu să spunem Evanghelia, poate la serviciu, poate printre vecini, poate printre prieteni, pentru că știm că ei își vor schimba părerea despre noi. Pentru că știm că ei își vor schimba părerea despre noi. Știm că ei nu vor mai avea aceeași părere și ne vor urâ. Fie în mintea lor, poate unii nu vor spune, fie pe față, fie prin vorbe. Dar Domnul Iisus ne spune de asemenea, vai de voi dacă toată lumea vă vorbește de bine. Vai de voi dacă toată lumea vă vorbește de bine. Pentru că înseamnă că suntem pe placul tuturor. Și dacă suntem pe placul oamenilor, nu mai suntem pe placul lui Dumnezeu. Nu mai suntem pe placul Domnului Iisus Hristos. De aceea, să nu ne fie teamă de această respingere din partea lumii, să nu ne fie teamă din această ură din partea lumii, mai pe față sau mai înascuns. Pentru că nu putem să slujim la doi stăpâni, ci trebuie să ne alegem stăpânul. Și stăpânul nostru este Domnul Iisus Hristos. De aceea să-L mărturisim din toată inima, să-L slujim din toată inima și să nu ne fie teamă de această respingere, de această prigoană. Și dacă avem parte de această prigoană, slăviți să fie Domnul. Domnul să ne întărească, să ne bucurăm în aceste încercări, pentru că suntem întăriți prin aceste încercări. Și astăzi prigoana este destul de mică în țara noastră. Chiar la nivel oficial este inexistentă, dar va veni cu siguranță. Să ne pregătim pentru momentele în care va veni. Pentru că poate credem, da, e departe momentul acesta, 10 de ani, cine știe, când o să se schimbe modul de guvernământ, cine știe ce se va mai întâmpla peste 50 de ani, peste 100 de ani. E posibil să fie mult mai aproape decât ne închipuim noi. În Canada, în timpul pandemiei, cei care au ținut să se întâlnească la biserică au fost aspru pedepsiți. Și știm exemplul unui pastor polonez care a fost închis de mai multe ori pentru că a ținut să țină
biserica deschisă. Acolo a fost, au fost bisericile închise foarte mult timp. Și a ținut să țină biserica deschisă și odată l-au luat de acasă, copiii plângeau și îl țineau de mână și spuneau nu-l luați pe tati, nu-l luați pe tati. Și poliția l-a luat și l-a băgat la închisoare. Și după multe luni i-a dat drumul. Și apoi, după o perioadă când el a continuat să facă lucrul acesta, să meargă la biserică, să țină slujba acolo, l-au luat de pe autostradă când se întorcea de la slujbă. Și l-au oprit, probabil că era cu copiii, cu familia în mașină, l-au oprit pe autostradă deoparte și l-au luat la închisoare. Și multe, multe alte lucruri care se întâmplă astăzi în țările dezvoltate. În California, guvernatorul Californiei acum câțiva ne-a cerut ca toți pastorii să trimită predicile scrise la ei, ca să fie revizuite înainte să fie predicate în biserică, ca să fie revizuite, să nu cumva să spună ceva care este împotriva lor. Și dacă astăzi avem parte de puțină prigoană, să nu credem că așa va fi mereu, ci să fim pregătiți și să rămânem tari în credință, să rămânem verticali înaintea Domnului nostru Iisus Hristos și să vestim cuvântul Său, chiar dacă oamenii ne vor urâ. Sunt 5 suferințe, 5 tipuri de suferințe ale lui Pavel pe care le vedem în aceste versete. În primul rând, în lucrare din partea fraților, din biserică, în lucrare din partea celor din afară, iudei sau păgâni, pericole letale, pericole care puteau să îi ia viața de atâtea ori, pericole în călătorii, lipsuri și ai vrea să trecem mai în detaliu prin fiecare dintre ele. În primul rând, osteneli, în versetul 23 ni se spune despre osteneli, despre oboseală, călătorii neîncetate, când era atât de obosit și totuși se ducea să vestească cuvântul Domnului și de multe ori muncea noaptea și făcea corturi ca să aibă cu ce să se întrețină, tocmai ca să nu ceară de la niște oameni care tocmai se întorseseră de curând la Domnul, să nu ceară bani ca să poată să se întrețină. Pentru că s-ar fi spus cu siguranță, de asta le-a vestit cuvântul Domnului, ca să ceară bani de la ei, ca să profite de pe urma lor. Uite, se duc acolo și îi dau lui Pavel ca să aibă el bani cu ce să trăiască. El nu face nimic, doar vorbește toată ziua. Așa că a lucrat noaptea pentru a putea să se întrețină. Temnițe, așa cum ni se spune în versetul 23 și știm de cele mai faimoase din Filipii, când a fost închis la Ierusalim și apoi a fost dus până la Roma, unde a stat un timp mai îndelungat și a scris atâtea scrisori, epistole. Lovituri, de 5 ori, 39 de lovituri au dat iudeii. În religia iudaică, mozaică, era interzis să se dea mai mult de 40 de lovituri de bici, așa că ei se opreau la 39 pentru a nu cumva să greșească. De 3 ori bătut cu nuielele de către neamuri. Neamurile erau cele care băteau cu nuielele, de exemplu în Filipii. Odată lovit cu pietrele și ni se spune că în Listra a fost lovit cu pietrele și chiar oamenii au crezut că a murit. L-au scos afară din cetate, l-au aruncat acolo, lovit cu pietrele. În pericol de moarte. În pericol de moarte atunci când a fost lovit cu pietrele și au crezut că a murit. Ei au vrut să-l omoare. Ei l-au lovit cu pietrele până nu mai mișca. Și au zis, gata, a murit. Dar Domnul Dumnezeu l-a ținut în viață. L-a ținut în viață și frații au venit la el și se spune că el s-a ridicat. Cum s-a ridicat? Probabil că foarte greu. Probabil că i-a luat mult timp și a mers foarte greu. Și probabil că i-a luat luni de zile ca să-și revină. Dar Domnul l-a ajutat ca să treacă peste lucrul acesta. Naufragii, animale sălbatice, cum știm despre năpârca din Malta și despre multe alte animale sălbatice cu care s-a confruntat. Pericole în călătorii, pe mare
Ne spune aici de trei naufragii, iar cercetătorii spun că această epistolă ar fi fost scrisă înainte de naufragiul din Malta. Deci, în total, el a avut cel puțin patru naufragii. O noapte și o zi în adâncul mării. Nu știm despre ce eveniment este vorba aici, dar cu siguranță, în urma unui naufragiu, o noapte și o zi, probabil că a stat pe mare, ținându-se de o bucată de lemn în mijlocul mării, primești pe râuri. Și aici mi-amintesc de frații misionari din Peru, care pentru a ajunge din capitala Peru, din Lima, până în localitatea unde au ei baza, de unde pornește jungla, trebuie să treacă munții pe drumuri neasfaltate. Pe drumuri neasfaltate, undeva sus, la înălțime, cu pericol să cadă în prăpastie, și ei merg acolo zile întregi, zile și nopți, să călătorească pe aceste drumuri neasfaltate, unde sunt pericole de tâlhari care tâlhăresc mașinile, sunt pericole să cadă, pericole să rămână cu mașina împodmolită acolo și să nu mai poată scoate, pericole să se strice mașina și așa mai departe. Și apoi, când ajung la bază, ei trebuie să meargă să facă misiune la triburile din junglă. Și singurul mod ca să facă misiune la triburile din junglă, nu există drumuri pe acolo. E numai pe râuri. Trebuie să meargă cu barca pe râu. Și bineînțeles că oricând, în tufișuri, în pădure, poate să fie ascuns cineva care să tragă un arc, să tragă cu arcul cu săgeata în ei. Patru călătorii misionare, și avem o hartă care este destul de bine cunoscută, o avem mulți dintre noi în Bibliile noastre, care ne arată cum a călătorit în tot bazinul mediteranean. Pericole din partea oamenilor, tâlhari pe drum, iudei, păgâni, frații creștini mincinoși, apostoli aceștia mincinoși, lipsuri, lipsă de odihnă, lipsă de somn, lipsă de mâncare și apă, lipsă de adăpost și îmbrăcăminte prin frig, n-aveau unde să se încălzească, n-aveau îmbrăcăminte care să le țină de cald. Grija peste toate, pentru toate bisericile, pe deasupra tuturor acestor lucruri. Și slujitorul Domnului se laudă cu slăbiciunile lui. Puterea Domnului este desăvârșită în slăbiciune, așa cum ni se spune în 2 Corinteni 12:9. Pavel spune la început, vorbesc ca un ieșit din minți, lăudându-mă cu aceste lucruri, pentru că eu nu ar trebui să mă laud cu aceste lucruri. Mă laud pentru că ei mă acuză că n-am suferit, dar eu mă laud cu slăbiciunile mele, așa cum spune în versetul 30. Dacă e vorba să mă laud, mă voi lăuda numai cu lucrurile privitoare la slăbiciunea mea, pentru că în slăbiciune puterea Domnului este desăvârșită. Și apoi, el nu se laudă cu câte biserici a înființat, cu câți oameni a evangelizat, cu câți oameni s-au întors la Domnul în urma evangelizărilor ținute de el, cu câte predici a ținut și unde, cu câți împărați și demnitari a vorbit și așa mai departe. Cel se laudă cu slăbiciunile lui, și de aceea ne povestește de acest episod când a fost scos din Damasc într-o coșniță noaptea, un episod care arată lașitate la prima vedere, dar el vroia ca să scape pentru a sluji pe Domnul. Pentru a sluji pe Domnul, a scăpat noaptea ascuns într-o coșniță pentru ca să facă lucrarea lui Dumnezeu. Slujitorul Domnului trăiește pentru Hristos, este întărit prin încercări, slăvește pe Domnul în încercări, se bucură în încercări, așa cum ni se spune în Coloseni 1:24. Domnul să ne ajute ca să ne pregătim pentru ziua când vor veni încercări cu adevărat și să spunem și noi ca Apostolul Pavel în Coloseni: mă bucur acum în suferințele mele pentru voi și în trupul meu împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos. Și dacă avem parte de aceste prigoniri astăzi, să le luăm cu bucurie, cu credință în Domnul, lăudându-L, slăvindu-L pe Domnul, știind că aceste încercări ne întăresc. Și să nu uităm că astăzi lumea, ce părere are de Nero, cel care era ridicat la cel mai înalt rang în acele vremuri? Un om nebun. Dă cineva numele copiilor Nero? N-am auzit niciodată. Numele Nero se dă la câini.
a câinii răi. A câinii răi, pentru că este echivalent cu nebunie. Este echivalent cu răutate fără rațiune. Și Apostolul Pavel este astăzi recunoscut ca fiind unul dintre, poate cel mai mare misionar din toate timpurile, cel care a scris jumătate aproape din Noul Testament, călăuzit de Duhul Sfânt. Domnul să ne ajute să nu ne uităm la o slavă deșartă de un moment pe pământul acesta, ci să ne uităm la slava veșnică pe care ne-o va da Domnul nostru Iisus Hristos atunci când vom fi cu El în cer. Amin.